Aici este o rugăciune a lui Pavel. Am mai văzut una în capitolul 1, Pavel se roagă pentru Efeseni. Acum și în capitolul 3, Pavel se roagă. De fapt, segmentul ăsta teologic, toată epistola către Efeseni are 6 capitole și se împarte exact în jumătate. Primele 3 capitole abordează teologie, abordează doctrină, doctrine foarte importante. Următoarele 3 capitole, de la 4 la 6, abordează trăirea noastră, viața noastră practică, cum trebuie să fie trăirea unui creștin în viața de zi cu zi, în relațiile cu oamenii, în familie, la lucru, la serviciu, oriunde ar fi, cum trebuie să fie viața unui creștin. Acum suntem exact la încheierea primului segment. Și primul segment îl încheie cu rugăciune. Mi-am intitulat predica mea, rugăciunea plăcutului Dumnezeu. Oamenii vor să fie eficientă rugăciunea lor. Ei vor ca rugăciunea lor să le fie ascultată. Oricine se roagă vrea ca să-i fie ascultată rugăciunea. Și ca să-ți fie ascultată rugăciunea, ea trebuie să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Nu va fi ascultată o rugăciune atunci când ea nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Tot așa cum și noi oamenii, când vine cineva să ne roage ceva, dacă nu o face într-un fel frumos în care să ne placă, nu răspundem la rugămintea omului. Așa este. Când cineva o face într-un fel frumos, când o face într-un fel care ne place, atunci când găsim plăcere în felul cum a făcut-o oamenii rugămintea, atunci dacă avem posibilitate, noi satisfacem, răspundem la rugămintea făcută. Dumnezeu are toate posibilitățile. Dumnezeu este atotputernic. Nu este niciun lucru care să nu-i fie Lui în putere. Prin cuvântul Lui s-au făcut toate lucrurile, prin cuvântul Lui toate stau în ființă, se țin în ființă și prin cuvântul Lui poate face orice în viețile noastre. Nu este nimic, niciun lucru care nu l-ar putea face Dumnezeu. Contează foarte mult cum ne rugăm noi ca să fie rugăciunile noastre plăcute Lui Dumnezeu. Unii oameni în dorința de a se ruga eficient, de a primi răspuns la rugăciunile lor, de a avea o trăire cu Dumnezeu, ei apelează la cărți de rugăciune. Cărți de rugăciune în care au fost puse rugăciunile frumos alcătuite a unor oameni, care s-au rugat în anumite împrejurări. Inclusiv în Biblie avem rugăciuni, multe rugăciuni care le-au făcut oamenii în anumite împrejurări. Când a fost sfințit templul lui Dumnezeu, Solomon a făcut o rugăciune care a fost pentru un timp anumit, pentru un popor anumit, pentru o împrejurare anumită, făcută de o persoană anumită. Dacă ne-am rugat toți cu rugăciunea asta în fiecare zi, ea nu face sens, pentru că ea a fost un anumit prilej. Tot așa, viața la noi, la fiecare, este foarte diferită. Noi suntem diferiți. Viața noastră este diferită. Împrejurările vieții noastre sunt foarte diferite. Așa că nu putem lua dintr-o carte de rugăciuni să ne rugăm cu niște rugăciuni care s-au rugat alți oameni și ele au funcționat în viața lor. Dar ele nu mai pot funcționa în viața noastră. Rugăciunea, la drept vorbind, este o comunicare cu Dumnezeu. Rugăciunea este ceva personal. Este felul cum adresez eu personal la Dumnezeu, la un Dumnezeu tot personal, care este persoană. În felul acesta, rugăciunea trebuie să fie a mea. Nu pot fi două situații de același fel, ca să fie două rugăciuni de același fel. Sunt situații diferite, situații, persoane diferite, împrejurări diferite. Însă, totuși, rugăciunea are niște elemente. Rugăciunea plăcută lui Dumnezeu are niște elemente importante. Unii oameni se miră că nu sunt ascultați de Dumnezeu. Și iată, unul din marii apologeți al zilelor noastre, Rav Zacharias, el a spus așa: mă gândesc că motivul pentru care avem simțământul fals că Dumnezeu este departe de noi se datorează faptului că noi l-am lăsat acolo. L-am ținut la distanță și când avem nevoie de el și îl chemăm în rugăciune, ne întrebăm cu mirare unde este, de ce nu vine. Este exact unde l-am părăsit. Dacă noi l-am ținut pe Dumnezeu la distanță totdeauna și doar atunci când e greu, când suntem în probleme mari, știți când a fost evenimentul acela rău, atacul terorist în Statele Unite ale Americii la 11 septembrie, s-au umplut bisericile. În următoarele săptămâni s-au umplut bisericile. Toți oamenii mergeau la biserică. Care a mai durat puțin timp și gata. Gata, nu a mai mers. Nu le-a mai pasat nimeni. Dar uitați-vă voi, mergeți prin țară. Aproape fiecare localitate este biserică.
Intrați să vedeți câți oameni vin la biserică duminică. Dintr-o localitate unde ar fi 2, 3, 4, 5, 7 mii de oameni, m-am uitat la Lăpușna odată, într-o localitate unde ar fi mai mult de 5 mii, când au fost 7 mii, acum ar fi, cred, ceva mai mult de 5 mii de oameni locuitori. Când am intrat, am numărat 15 persoane și dintre aceste 15 persoane erau numai majoritatea, cred că vreo 10 erau femei în vârstă, câteva femei așa de vârstă medie, să zicem, aproape niciuna pare că nu era tânără, n-am văzut bărbați, n-am văzut tineri, am văzut un singur bărbat care a venit numai și a schimbat lumânările, care venea și a schimbat, deci el avea o slujbă în biserică, un bărbat în vârstă, mai mult nu era nimeni, dintr-un sat de 5.000 de oameni, deci atâta nevoie este de Dumnezeu, dar veți zice numai la Lăpușna așa e situația, mă tem că nu. Duceți-vă și vedeți în fiecare parte și veți vedea dacă așa este situația. Deci oamenii nu au nevoie, nu au o relație cu Dumnezeu. Și atunci când sunt în probleme, ei ar vrea ca Dumnezeu să-i răspundă. Însă Dumnezeu nu răspunde unei persoane care l-a ținut departe de atâta timp. Dacă m-ai pus departe, deci te-aș auzi pentru că m-ai ținut departe, n-ai vrut să știi de mine. Apropie-te de Dumnezeu. Dumnezeu zice, apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și eu se va apropia de voi. Dacă vrei să-ți fie plăcută rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te apropii. Totuși, să mergem în continuare și din tot pasajul acesta, de la versetul 14 până la versetul 21, vreau să scot în evidență trei lucruri importante care fac rugăciunea noastră plăcută înaintea lui Dumnezeu. Am ales câte un cuvânt pentru fiecare din lucrurile acestea ca să vă fie ușor să-mi rețineți. Primul lucru important este reverența. Reverența înseamnă un respect profund pe care îl ai față de divinitate. Un respect care e mult mai mult decât orice respect l-ai putea arăta față de oameni. Un respect mult mai mare. Un respect profund. Așa trebuie să te apropii de Dumnezeu. Ca să-i fie rugăciunea ta plăcută lui Dumnezeu. În felul acesta trebuie să te apropii. Apostolul Pavel zice, iată de ce îmi plec genunchii. Îmi plec genunchii, spun el, și aici Pavel ne spune despre felul cum se ruga el. Unii oameni poate în viața lor nu și-au plecat genunchii. Unii oameni poate în viața lor nu și-au plecat genunchii înaintea lui Dumnezeu, înaintea altor oameni. N-au făcut lucrul ăsta. Dar înaintea lui Dumnezeu nu și-au plecat genunchii niciodată. Acum trăim într-un secol a comodității, când este comod, când ne place să fie comod. Și nu știu, parcă poziția asta în genunchi nu e chiar comodă, așa la rugăciune. Așezat în fotoliu, este mult mai comod. Nu că aș avea eu ceva potrivă la așezat în fotoliu. Și eu mă rog, și așezat în fotoliu, mă rog la volan, mă rog în avion, mă rog oriunde merg, mă rog, dar ce vreau să zic? Oamenii parcă undeva elementul acesta de reverență l-au scos. Inclusiv și poziția noastră și toate arată ceva reverență. Vă amintiți când erau în Galileea, după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, când s-a arătat el lui Petru cu ceilalți ucenici. Petru i-a luat înapoi în Galileea și în Marea Galileei prindeau pește. Și s-au chinuit toată noaptea și nu prindeau nimic. Cei erau dezbrăcați. Cei n-aveau pantaloni scurți, cum avem noi acum. Ei, dacă erau numai bărbați, și-au lăsat hainele, erau dezbrăcați. Însă când l-au văzut pe Domnul Iisus, spune, ce-au făcut imediat? Repede, s-au îmbrăcat toți, reverență, s-au îmbrăcat bine și au venit înaintea Domnului Iisus Hristos. Deci contează foarte mult reverența noastră. Și reverența asta nu este ceva în exterior. Pentru că eu am un exterior, dar nu contează nimic. Nu este un lucru de exterior. Este un lucru care trebuie să vină din inimă. Trebuie să realizezi măreția Dumnezeului în fața căruia te apropii, în fața căruia vii. Realizează măreția Dumnezeului în fața căruia vii. Pentru Daniel, ați citit cartea Daniel. Ați văzut ce însemna pentru Daniel rugăciunea. Cum venea el. Pentru el era ceva solemn, exact. Pentru Daniel era ceva foarte solemn. El venea, avea o cameră specială, pregătit, bine, el venea și asta era ceva în care el își manifesta reverența lui față de Dumnezeu. Contează foarte mult, dragii noștri. Lucrul acesta îl vedem și la Pavel. Pavel zice, iată de ce îmi plec genunchii în fața Tatălui. Așa făcea Pavel. Așa se ruga. Un alt lucru, de fapt, despre plecatul genunchilor. La Romani, capitolul 11, versetul 4, este scris, de fapt, este citat ceva din Vechiul Testament, un eveniment din Vechiul Testament.
Atunci când prorocul Ilie, în disperarea lui totală, când a văzut că tot poporul a mers într-o apostazie din neimaginat, când tot poporul a întors spatele, i-a întors spatele lui Dumnezeu, după ce a avut confruntarea cu prorocii lui Baal, cu prorocii idolilor pe muntele Carmel, după ce a avut confruntarea aceasta și a văzut cum a răspuns și împăratul, nu s-a întors nici împăratul, nici nimic, nici după așa o confruntare puternică, unde s-a văzut măreția și puterea lui Dumnezeu. Nu s-au zdrobit inimile de piatră a poporului, nici a împăratului, atunci Ilie a hotărât să fugă, să plece, în disperarea lui să plece. L-a lăsat Dumnezeu să meargă, știți că a ajuns și a avut el o discuție cu Dumnezeu. Și în discuția aceea, Ilie a zis, Doamne, eu vreau să mor. Pe prorocii tăi au omorât, s-au întors și au întors tot spatele ții, n-am rămas decât singur eu, nu mai vreau să trăiesc, Doamne, ia-mi viața, nu mai vreau să trăiesc. Disperare totală, orice am făcut, nu mai îi face sens. Și Dumnezeu i-a zis ceva, am, zice, că tu nu știi, mai am eu 7.000 de oameni care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Vezi reverența care trebuiau să o dea lui Dumnezeu? Oamenii toți din Israel i-au dat-o lui Baal, au dat-o idolilor. Chiar dacă nu-și pleacă genunchii, poate în ziua de azi, atunci își plecau genunchii. Dacă nu-și pleacă genunchii, oamenii au reverență pentru mulți idoli din jur. Și-au făcut ei idoli în jurul lor. Și-au făcut idoli singuri. Lucruri care n-ar trebui să fie idoli. Orice lucru în viața asta care ia locul lui Dumnezeu, care ia locul întâi în viața ta, este un idol. Nu trebuie să-ți închipui ceva cioplit, turnat sau nu știu ce, cum au făcut în vremurile dinainte. Orice lucru care a luat locul întâi în viața ta, locul care trebuie pe drept să-i aparține numai lui Dumnezeu, este un idol. Și fiecare om are un astfel de lucru în fața căruia el își pleacă genunchii, își pleacă inima. Nu trebuie să fie așa. Pentru că tot în epistola aceasta către Romani, la capitolul 14, acolo unde ne învață să nu ne judecăm unii pe alții, ne spune noi creștinii să nu ne judecăm unii pe alții în privința lucrurilor îndoielnice. Pentru că toți noi, într-o zi, ne vom înfățișa înaintea lui Hristos și oricine din noi își va pleca genunchii, așa spune acolo, orice genunchi, a fiecărui creștin se va pleca înaintea lui Hristos și acolo noi va trebui să dăm socoteala pentru felul cum ne-am trăit și ne trăim viața acum. Inclusiv și pentru felul cum am procedat în lucrurile acestea care țin de părerile îndoielnice. Cum am procedat? I-am zidit pe alții, i-am judecat pe alții, am fost un prilej de poticnire pentru alții. Cum ne-am purtat cu privire la alți oameni? La Filipeni, capitolul 2, versetul 10, ne spune despre Domnul Iisus Hristos, tot pasajul ăsta, de la începutul capitolului până la versetul 10, chiar 11, ne spune despre Domnul Iisus Hristos. Ne îndeamnă să avem gândul lui Hristos. Spune el, măcar că era chipul și oglindirea lui Dumnezeu. El n-am găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit, s-a dezbrăcat de sine însuși, s-a smerit și a luat un chip de rob, chip de om, chip de rob chiar. A murit pe cruce, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, a murit la cruce pentru noi. De aceea, zice Dumnezeu, l-a înălțat nespus de mult pe Domnul Iisus Hristos. Și spune Biblia că în numele Domnului nostru Iisus Hristos, în fața Lui, orice genunchi, dacă ai genunchi, pune mâna pe ele și vei vedea, zice, orice genunchi se va pleca înaintea Lui și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Și cei care nu-L recunosc acum, nu-I recunosc divinitatea Lui, nu-I recunosc poziția Lui, absolut toți vor mărturisi că El este Domnul. De aceea, dragul meu, trebuie să-ți revizuiești care este atitudinea cu care te apropii când vii înaintea Lui Dumnezeu. Este foarte importantă atitudinea de reverență. Să vii cu așa o atitudine înaintea lui Dumnezeu. Apoi Pavel aici spune el, vine înaintea Tatălui. Unii oameni fac o rutină poate din rugăciune, o rutină sau ceva care trebuie să fie obligator. Nu, asta este un fel de a veni înaintea Tatălui. Un fel prin care noi ne înfățișăm înaintea Tatălui. Prin rugăciune, noi venim înaintea lui Dumnezeu, noi venim în prezența Lui, noi venim să ne rugăm. Și ne-a fost dat așa un mare har. Dumnezeu nu este om. Un om nu poate fi în același timp în toate locurile. Este imposibil. Parcă așa cu tehnologiile astea moderne, parcă s-ar începe ceva așa. S-ar fi spus cineva înainte cu un mesaj, care îl predic eu acum și
Artur îl filmează, voi îl ascultați acum, după asta va putea să-l asculte. După ce îl plasează pe internet, va putea să-l asculte oricine, în orice timp, în orice colț al lumii care are acces la internet. Da? Totuși, asta este omenește. Însă Dumnezeu este mai presus de toate tehnologiile și de orice. Dumnezeu este Cel care poate fi prezent în orice loc. Și avem un mare har că El vine la noi. El vine la noi atunci când noi venim la El în rugăciune. Noi venim prin rugăciune la El și El vine la noi. Noi putem comunica cu Dumnezeu. Noi putem să-i vorbim lui Dumnezeu. Așa spune Pavel aici. Plec genunchii înaintea Tatălui din care își trage numele orice familie în cer și pe pământ. Toți noi și cei care cred că am fost creați de Dumnezeu și cei care cred minciuna ateistă că provenim de la maimuțe și unii și alții, toți își trag numele din Dumnezeu. Toți au fost creați de Dumnezeu. Unii o recunosc, alții nu o recunosc acum, dar o vor recunoaște într-o zi. Pentru că într-o zi, toți cei care nu recunosc puterea și măreția lui Dumnezeu, își vor pleca genunchii înaintea Domnului Iisus Hristos și vor mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Vreau să vă povestesc așa o istorioară scurtă. Un băiețel așa cam ca Leon, așa ca Leon, vedeți bine acum și o să fie cu minte de acum înainte, un băiețel așa ca Leon, învățat să se roage și seara când stătea și se ruga, odată seara, se ruga cu mama, cu tata și era și bunica alături. Și atunci Leon se ruga. Nu Leon, vezi, deja te-am pus Leon, băiețelul ceva, nu era chiar Leon, să nu credeți că e Leon. Eu v-am zis așa ca să vă chipuiți, băiețelul ceva se ruga. Și zice, Doamne, îți mulțumesc pentru tata, pentru mama, pentru bunica, îți mulțumesc pentru sănătate, mâncare și așa mai departe. Te rog să-mi dai un somn liniștit și Doamne, te rog la ziua mea de naștere să-mi dai o bicicletă. Și mama zice, dar ce strige așa? Ce, Dumnezeu e surd? Nu, Dumnezeu nu, bunica zice. Așa că, vedeți cum? Când ne rugăm, asta a fost așa, o copilărie, da? Dar unii oameni fac așa, ei în rugăciune, ei vor să-și spună predica, sau în rugăciune vor să-și dea de înțeles, nu dragii noștri, în rugăciune venim înaintea Tatălui, în rugăciune venim înaintea Tatălui să-i spunem Tatălui ce avem, nu oamenii. Al doilea lucru important este cererea, bineînțeles, asta e partea de bază, da? Partea de bază a rugăciunii. Și contează foarte mult cum este cererea, cum este partea aceasta de bază, importantă. Ce cerem noi? La Pavel vedem ceva interesant. Pavel nu cere nimic pentru el. Pavel cere pentru Filipeni. Dar vă mai amintiți unde se află Pavel la moment când scrie Efeseni? Unde se află? În închisoare. Cam toate epistolele a scris de acolo, da? Cam unde îl găsim, cam tot prin închisoare îl găsim. Uite și acum, tot la închisoare se află. Și la închisoare ar fi scris, rugați-vă pentru mine, s-ar fi rugat eu. Doamne, scoate-mă mai degrabă de aici, m-am săturat de cătușile astea, m-am săturat de butucii ăștia, m-am săturat de mâncarea asta groaznică care mi-o dau ei, m-am săturat de bătăi, m-am săturat de ce? M-am săturat de ce? Ar fi putut să-și facă lista lui lungă, nu? Dar e foarte interesant, el zice, îmi plec genunchii și nu vine cu lista, de fapt vine cu lista lui, dar în lista lui nu sunt nevoile lui puse în listă. În lista lui sunt alte nevoi. El se roagă pentru alții. La drept vorbind, și nouă oamenilor, ne place când cineva vine pentru alții. Iată să vă spun despre copiii noștri. A intrat odată Tica la mine și tata, dă-mi, te rog, o Biblie de studiu inductiv, că vreau să o dau la un profesor, nu știu cum i-a spus. Eu chiar mai avem acolo un... Acum au fost tipărite noi, știți, au fost tipărite Biblii noi, vor veni în curând, dar acelea nu mai erau tipărite și de acum mai aveam două, trei și țineam și eu dacă mă întâlnesc cu oameni mari, tare, să-i fac câte un cadou, așa cum mi-a făcut domnului Chirtoac, domnului Filat. Când mă mai întâlnesc cu oameni de ăștia, să le fac câte un cadou o Biblie. Însă Tica mi-a cerut și am zis, Tica, puișor, nu te supăra, nu pot să-ți dau, că astea le țin, am ceva. Și Tica a ieșit și a plecat. Și a avut o discuție la ușă, s-a întâlnit cu Dalea. Ce Tica, ți-o dat? Nu. E, Tica, stai ca moș. Între el.
Dar el are un talent grozav, ăsta scoate și apă din piatră, știi? El știe bine, și tata, nu știu ce, nu mai țin minte ce a vorbit, cum a vorbit, dar cred că nu lua mai mult de 2 minute și eu am venit cu Biblia, știi? Dar fapt este, mi-a plăcut felul cu el pentru alții, știi? Bine, eu știu de repede cum se pune și noi omenești, ne place când alții fac așa, nu? Ne place când cineva se gândește la alții, face pentru alții sau... S-a mai întâmplat așa, cum am dus cu un copil să-i cumpăr lui ceva de la magazin, dar el a văzut, hai să-i luăm un celălalt asta, hai că am văzut ceva pentru asta. Și eu, chiar dacă a fost lucrul cel mai scump și m-a dorut la buzunar, dar totuși atitudinea asta mi-a părut grozavă, că s-a gândit la celălalt, așa? Dacă nouă la oameni ne place lucrul ăsta, cu cât mai mult îi place lui Dumnezeu, când noi așa procedăm, când ne rugăm pentru alții. Și Pavel aici se roagă pentru Efeseni. Și ce cere el? Iar cere ceva diferit de felul cum gândim noi omenești. Noi omenești, când e vorba să ne rugăm pentru alții, ne rugăm să aibă ce mânca, să fie cald, să aibă ce să îmbrăca, să fie sănătos, așa? Nu, astea. Dar astea toate sunt lucruri care țin de omul din afară, nu știu cum să vă zic. Astea sunt lucruri care țin de omul din afară. Pavel însă el se roagă pentru un lucru, zice, eu mă rog ca să fiți întăriți, cum spune el aici? Mă rog ca să fiți întăriți în putere prin Duhul Lui. În puterea voastră duhovnicească vreau să fiți întăriți. Nu în puterea fizică, în puterea voastră duhovnicească. Unii oameni fizic sunt foarte puternici. Dau un spirit atât de slab, un spirit atât de neputincios, cum nu se mai poate. Și alții invers, fizic sunt oameni slabi. Dau un spirit atât de puternic, un spirit atât de tare, care nu-i dobară cu nimic, sunt foarte tari. Pavel zice, eu mă rog ca să fiți întăriți în omul dinăuntru, să fiți întăriți în Duhul vostru și apoi spune, în omul dinăuntru. În omul dinăuntru. Omul dinăuntru este omul spiritual sau este caracterul nostru sau partea care ține de caracter, nu de fizic. De fapt, în zilele este ale noastre, de omul dinăuntru, puțin cu ei pasă. În veacul ăsta, cum l-a definit Domnul Iisus Hristos încă atunci, ticălos și stricat, în neamul acesta ticălos și stricat, așa a zis Domnul Iisus atunci. Omul dinăuntru nu mai contează. Partea spirituală a omului nu mai contează. În vechime oamenii au trăit mai greu, mult mai greu, în lipsuri, dar partea duhovnicească conta foarte mult. Oamenii cătau de sufletul lor, astăzi nu mai cătă de sufletul lor. Omul dinăuntru înseamnă căuta de sufletul tău, ați păsa de sufletul tău. Oamenii înainte puteau să trăiască în lipsuri mari, dar să facă drumuri mari ca să audă predică, ca să audă un mesaj, ca să se închine, pentru ceva care aduce împlinire duhovnicească. Astăzi oamenii nu mai caută asta. Pavel se roagă pentru ei ca să crească în omul dinăuntru. Și așa trebuie să ne rugăm și noi pentru alții, și pentru noi și pentru alții, ca să creștem în omul dinăuntru. Asta e prioritatea. Și el mai departe explică. Mă rog, zice, ca Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Asta e secretul întăririi sau puterii în omul dinăuntru. Dacă Hristos nu locuiește în noi, noi nu avem nimic de la noi. Noi nu avem nimic de la noi care ne-ar da nouă tărie în omul dinăuntru, care ne-ar întări duhovnicește. Adevărata tărie, putere duhovnicească vine de la Domnul Iisus Hristos atunci când El locuiește în inimile noastre. Și El locuiește în inimile noastre prin credință, atunci când credem în El. Spune, se mai roagă Pavel pentru ei ca rădăcina și temelia lor să fie pusă în dragoste. Vreau să vă gândiți la imaginele astea. Ce face rădăcina? Rădăcina este cea care merge în pământ și absorbe vlaga, absorbe ea toate componentele care trebuie, toate elementele din pământ le ia și alimentează copacul, alimentează planta ca planta să poată crește. Dacă noi suntem comparați cu un copac sau cu o plantă, spune rădăcinile noastre să ne fie în dragoste. Atunci când Hristos locuiește în inimile noastre și atunci când rădăcinile sunt în dragoste, atunci când dragoste este motivația vieții noastre, atunci toate lucrurile merg bine. Dacă avem o altă motivație decât dragostea, atunci lucrurile nu mai pot merg bine. Pavel se roagă ca rădăcina lor să fie în dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Domnul Iisus Hristos este expresia supremă a dragostei lui Dumnezeu.
Atunci când Domnul Iisus locuiește în noi, atunci când noi suntem în Dumnezeu, când ne alimentăm din Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci avem rădăcinile în dragoste. Și dacă avem rădăcinile în dragoste, atunci putem avea o creștere bună, sănătoasă în omul dinăuntru. Și dacă nu avem rădăcinile acestea în dragostea lui Dumnezeu, dacă cumva rădăcinile sunt în alt lucru, uite din ce te alimentezi tu. Din ce lucruri te alimentezi tu? N-ai timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu, n-ai timp pentru biserică. Când o veniți serviciul la biserică, tu zici, aia mai bine preferi să te mai odihnești, că ai lucrat din greu toată săptămâna, să te mai odihnești azi. Asta e grijă pentru omul dinăuntru? Toată săptămâna ai lucrat pentru omul dinăuntru? Sau ai lucrat ca să-ți plătești chitanțele, să-ți plătești încălțăminte, îmbrăcăminte și așa mai departe? Pentru asta, asta ține de omul dinăuntru. Nici duminica n-ai venit, duminica vrei iar să dormi în pat, tot pentru omul dinăuntru sau pentru omul din afară? Nu-ți pasă de omul dinăuntru. Deci dacă nu ai rădăcinile, dragul meu, în dragostea lui Dumnezeu, dacă nu te alimentezi din Cuvântul lui Dumnezeu, nu poți avea o creștere normală în omul dinăuntru. Și Pavel vrea pentru ei, pentru Efeseni, să înțeleagă importanța aceasta, sunt priorități în viața noastră. Lucrurile duhovnicești sunt prioritare. Nu întâmplător a spus Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri care țin de omul din afară, vi se vor da pe deasupra, le va împlini Dumnezeu și nevoile acestea. Și la drept vorbind, noi nu avem nevoie într-așa mare măsură de ele pe cât noi exagerăm. De multe ori oamenii exagerează tare, nu avem măsură într-așa mare măsură nevoie de ele. Am putea trăi mai puțin îngrijindu-ne de ele și alergând după lucrurile duhovnicești. Mai spune aici temelia noastră să fie în dragoste. Temelia este ceea ce ține o casă. Dacă temelia este rea, când vine, Domnul Iisus a dat o imagine. El a spus cuvântul lui să fie temelia noastră, să fie stâncă. Cuvântul este o stâncă și omul înțelept își zidește casa pe stâncă. Dacă ne zidim viața noastră, trăirea noastră, o zidim pe stânca dragostei lui Dumnezeu, atunci, dacă asta nu este temelia, orice furtună, orice vijelie n-ar veni, orice ploaie, orice tresnet, orice n-ar veni în viața asta, nu ne va clătina, pentru că noi vom sta pe temelia aceasta care este dragoste. Dacă însă am deviat de la temelia aceasta, nu mai putem sta tare. Nu mai putem sta tare, nu mai putem bucura de viață. La drept vorbind, cei care au schimbat, au părăsit prioritățile acestea, nu se pot bucura de viață. De aceea Pavel se roagă pentru lucrurile acestea duhovnicești, pentru creșterea lor în omul dinăuntru, pentru aceea ca Hristos să locuiască în inimile lor de plin prin credință, ca rădăcina și temelia lor să fie în dragoste. Și cum se poate aceasta? Zice, să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu. Din Cuvântul lui Dumnezeu, din părtășia cu Dumnezeu, din viața cu Dumnezeu. Așa cunosc dragostea lui Hristos. Și numai atunci când cunoaștem dragostea lui Hristos, atunci putem să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și toată plinătatea lui Dumnezeu nu este haine, nu este mâncare, nu este alte lucruri după care alergăm toată ziua și toată săptămâna și obosim așa de tare cum ne putem scula să venim duminica la biserică, sau nu avem timp să venim miercurea la biserică, că așa de tare alergăm după lucrurile celelalte. Nu, dragii mei. La Sfânta Scriptură scrie, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu este pace, bucurie în Duhul Sfânt. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Și așa se roagă Pavel pentru Efeseni. Lucrurile acestea le cere el pentru ei. De data asta o să vă spun o istorioară cu o fetiță așa ca Abigail. Unde ești Abigail? La școala duminicală. Bine. O fetiță așa ca Abigail, unica diferență, că la fetița aceasta, tata nu era păstor ca la Abigail. Și când s-a îmbolnăvit mama, fetița i-a telefonat unui păstor care era, biserica era chiar la colț la el. Și el cunoștea pe păstor și a telefonat păstorul. Și domnul pastor, pot să vă rog să veniți să vă rugați pentru mama? Pastorul ți-i cunoștea pe ei, știa că ei merg la o altă biserică. Și a zis, auzi, dar de ce nu-l chem pe domnul Cutare, care e pastor? Pastorul Cutare. A, zice, m-am gândit că nu cumva să ia și el boală, să infecteze de boala mamei. Așa că vezi copiii cum s-au îngrijit ei de alții. Copiii în felul ăsta se îngrijesc de alții. Dar ei s-au îngrijit și de mama, s-au îngrijit și de păstor, dar au găsit el o soluție cum se rezolve să fie bine, da? Deci hai să nu fim copiii la minte. Dați să fim oameni înțelepți, să ne rugăm pentru nevoile altora și să ne rugăm așa cum ne învață Dumnezeu, pentru creșterea lor duhovnicească, ca să fie bine și oamenii să crească.
în omul din lăuntru. Al treilea lucru. Al treilea lucru este proslăvirea. Pavel aici îl proslăvește pe Dumnezeu. El zice, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi. Puterea care lucrează în noi. Așa mă bucur să ascult mărturiile acestea. Așa mă bucur să citesc pe pagina aceea de Facebook unde sunt puse mărturiile. Să vedem cum Dumnezeu lucrează în noi. Cum Dumnezeu lucrează prin noi. Cum Dumnezeu deschide noi uși. Cum Dumnezeu face minuni în viețile oamenilor. Dumnezeu lucrează în noi, Dumnezeu a desfășurat în noi puterea aceea și vrea să o desfășoare în noi, în copiii Lui, în Sfinții Lui, să desfășoare puterea aceea cu care L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Puterea aceasta vrea să o desfășoare în noi. Tocmai pentru aceasta să-L slăvim pe Dumnezeu, pentru felul cum lucrează El, pentru ceea ce face El în noi, ceea ce face în oamenii pe care îi cunoaștem noi, ceea ce face în oamenii pentru care ne rugăm noi. Și mai mult spune Pavel, El zice, Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Dumnezeu trece peste limitele rugăciunilor noastre, cererilor noastre. Ceea ce cerem noi în rugăciuni și uneori ne pare fantastic. Dar Dumnezeu face lucrurile să se întâmple, potrivit cu ceea ce cerem, dacă cerem cu rugăciune. Însă Dumnezeu este gata să facă peste măsura celor cerute de noi. Mult mai mult decât cerem sau decât gândim noi, ne imaginăm noi până unde se ridică, zicem noi, liftul. Da, avem noi undeva un nivel până unde se ridică liftul, mai mult nu. Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât acolo până unde gândim noi. Și am și aici așa o ilustrație. Știți că o bătrânică, cam ca sora Maria aceea de la, cum se numește satul tău? Brăin. O bătrânică cam ca sora Maria. E simplu, foarte simplu, nu știa ea multe tare lucruri, dar avea o relație plăcută cu Dumnezeu. Amintiți cum vine sora Maria, cum ea vine înaintea lui Dumnezeu, cum ea se închină înaintea lui Dumnezeu. Mie așa îmi place, eu admir pe sora Maria, cum ea face lucrurile astea. Și ea niciodată nu s-a plânge, cât de mai mulțumește lui Dumnezeu, dacă mergi la ea acasă să vezi cum trăiește prin lițuri, mai are un nepot rău de nu se poate, că mai vine și o bate. Dar ea totdeauna îi mulțumește lui Dumnezeu și cu față senină femeia aceea, ea e bucuroasă de tot ce face Dumnezeu și în toate ea le experimentează pe Dumnezeu și se bucură de El. Se bucură de ceea ce face Dumnezeu. Ei, uite așa o femeie, s-a întâmplat să fie vecina unui ateist. Și femeia totdeauna îi mulțumea lui Dumnezeu, se ruga cu voce tare și ateistul auzea cum se ruga, auzea așa de după perete, știi? Nu știu cum a fi fost casa aceea veche de lemn și auzea de după perete cum se roagă. Și ateistul toată ziua făcea glume pe seama ei, glume proaste, știi, să-și bată joc, în bătaie de joc. Și au auzit odată cum bătrânica se roagă, Doamne, nu mai am nici bani, nu mai am nici mâncare, nu mai am nimic, Doamne. Doamne, te rog să-mi dai mâncare, că nu am ce mânca mâine. Și Dumnezeu a promis în cuvântul lui că El nu ne va lăsa. El spune, nu ne va lăsa. Însă ateistul, cum a auzit, a zis, stai, Doamne, cum îmi pocnesc eu pe bătrânica? S-a dus repede la magazin, a cumpărat două genți, a umplut tot ce-o, totul, a dus și-o pus pe scări și s-a dus repede și s-a ascuns într-un tufar, să vadă ce se facă bătrânica. Și bătrânica când a ieșit și-a văzut, a căzut în genunchi și bucuroasă, îi mulțumea lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. E, și ateistul iese și zice, auzi, mătușică, dar proastă mai ești, mătușică, eu, mătușică, ți-am adus, nu Dumnezeu, eu ți-am adus. Bătrânica s-a uitat la el. Și a început să fugă la vale pe drum și străga de bucurie. Doamne, ce mare ești! Doamne, eu știu că ai să-mi răspuns, dar nu m-am gândit că era să-l pui pe diavol să plătească pe mine. Ai văzut? Deci, Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât ne închipuim noi sau cerim noi, așa? Și bătrânica a văzut că Dumnezeu a făcut mult mai mult decât că o cerut ea și a închipuit ea. Acum, mai vreau să mai spun ceva. Știți, este important rugăciunea să fie plăcută și înaintea oamenilor, atunci când te rogi în comun. Când te rogi singur și când te rogi în comun, este important rugăciunea să fie plăcută și înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Și vreau să vă spun câteva lucruri care face ca rugăciunea să fie plăcută și înaintea oamenilor. În primul rând, roagă-te cu voce tare. Roagă-te! La Sfânta Scriptură spune despre primii sfinți, când erau nevoie, se rugau toți. Toată lumea își ridica glasul și se ruga. Și așa vrem și noi. Când îndemnăm poporul la rugăciune, să ne rugăm cu toții, să ne rugăm cu voce tare. Deci roagă-te cu voce tare. Al doilea lucru, nu te ruga cu rugăciuni lungi. Rămâi la subiect.
rugăciunea să-ți fie la subiect. Așa, în măsura în care s-a prezentat, în măsura asta, roagă-te. Ca să nu fă atunci toată lista care te-ai rugat-o acasă, singurel, în cămăruța ta. În cămăruța ta pune-ți toată lista și petreci pe rugăciune, mult timp pe rugăciune și roagă-te pentru toate lucrurile. Însă atunci când te rogi în comun, rămâi la subiect. Nu să fii de cel care te rogi cu totul altceva decât să a fost prezentat o nevoie. Ne rugăm la nevoia care a fost prezentată. Deci, roagă-te potrivit cu lucrurile care au fost prezentate. Altceva, roagă-te tare, vorbește tare. Dacă suntem într-o mulțime și tu vorbești încet, încet, ceva și noi nu înțelegem ce vorbești tu. Cum putem noi spune amin dacă nu înțelegem nimic ce ai spus tu? Roagă-te tare, să auzim toți, inclusiv și eu, că eu cam sunt surdoleac. Deci, rugați-vă tare. Și alt lucru, spune și tu amin. Atunci când spui amin, este un fel prin care semnezi și tu sub semnătura aceea care, sub rugăciunea care, îți pui semnătura, sub rugăciunea care a făcut-o fratele sau sora ta. Este un fel de a te uni la rugăciunea aceea. De a te uni la rugăciunea lui și dacă n-ai ascultat-o atent, nu poți spune amin. Dacă n-ai înțeles-o, nu poți spune amin. Dacă nu ești de acord, nu poți spune amin. Deci ascultă atent rugăciunea care s-a spus, ca să te alipești rugăciunea acestea spunând amin. Amin înseamnă așa este, sunt de acord, mă alipesc și eu. Sunt și eu parte la rugăciunea aceasta. Asta înseamnă amin. Martin Luther, știți, a fost un om prin care Dumnezeu a făcut o mare trezire spirituală în Evul Mediu. Și omul acesta a avut o capacitate mare de muncă, a lucrat mult. Am avut privilegiul cu Năstica să mergem în locul unde a tradus el Biblia în limba germană. Și am văzut Biblia lui, o Biblie mare, scrisă mărunt, mărunt. N-am mai văzut o Biblie inductivă așa de bine scris. Fiecare păginuță scris, toate notițele și le făcea acolo. Așa o Biblie de mare, scris tot, scris mărunt. Am rămas uimit să văd de Biblia omului ăsta. A lucrat în niște condiții grele, că nu știu cum a putut el să lucreze acolo. Stătea așezat pe vertebră de la balenă. Osul de la balenă, vertebră, asta era scaunul într-un castel rece, acolo a lucrat și a făcut traducerea Bibliei. Dar omul acesta a spus ceva. El zicea, am de făcut așa de multe lucruri azi, că trebuie să petrec 3 ore în rugăciune. Cât de mult faci conexii între ceea ce ai de făcut și rugăciune? Trebuie să te rogi pentru ceea ce ai de făcut. Dacă ai mult de făcut, înseamnă că ai mult și de rugat. Ai multe lucruri pe care trebuie să le faci, ai mult să te rogi. Un alt om mare al lui Dumnezeu, un mare predicator, Dwight Moody. Omul acesta a avut un talent. Eu v-am povestit mult despre el, știți? Mi-e tare îmi place de el, tare îmi place de omul ăsta. A fost un om simplu, dar un om care așa l-a slujit pe Dumnezeu, cu așa o dragoste și o bucurie. Și iată, omul ăsta a spus așa. Cine petrece mult timp pe genunchi, acela se ține bine pe picioare. Bine spus, da? Apoi iată, dragii mei, eu vreau să vă îndemn să petreceți mult timp pe genunchi. Și o să vă țineți bine pe picioare. Rugați-vă mult și o să reușiți. Rugați-vă pentru alții, rugați-vă pentru lucrurile duhovnicești. Astea sunt prioritate, mult mai mare prioritate decât toate celelalte. Să ne rugăm pentru aceasta și totdeauna să o facem cu o deplină sau într-o deplină reverență. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Și acum n-ar fi corect, după o predică despre rugăciune, să nu încheiem cu rugăciune, așa? Haideți să ne rugăm cu toții și să ne rugăm potrivit cu lucrurile care le-am învățat.